În Nicolaev, 5 clădiri rezidențiale au fost lovite de armata rusă, iar 2 apartamente au ars. În acest moment, 2 persoane au decedat și alte 20 sunt rănite. Putin continuă să atace Ucraina în fiecare zi. În Severodonetsk, luptele se dau neîncetat. Mai multe instituții au fost lovite, iar clădirea punctului de control Azov a fost avariată de bombardamente. Până acum, cel puțin 2 persoane au decedat. Estul Ucrainei este devastat de armata rusă, care încearcă din răzputeri să cucerească regiunea. Însă armata ucraineană încearcă să facă fața asaltului rusesc, înregistrând totodată mici victorii. Recent, forțele armate ucrainene au lovit un elicopter militar rusesc Mi-35M în regiunea Donetsk. Emoția este cea care hrănește armata Ucrainei. Dorul de familie le dă curaj soldaților să reziste în luptă. Și îți arăt acum un moment care nu te poate lăsa indiferent. Un tată se întoarce de pe front și găsește în curte fiul și câinele. Iar toată fericirea este într-o îmbrățișare. Наша віра єднає серця.